Domnule președinte, domnul prefect nu vrea să ne lase pe presă să intrăm la investirea domnului subprefect, cum vi se pare? E un eveniment public care ar trebui să fiți prezenți cu toții, să-l puneți în pagină că astăzi Călărașul are un nou subprefect. În persoana lui domnul Stan Ionuț. Cum îl prezentați pe Ionuț? Viitorul politic al Partidului Social Democrat, e președintele organizației de tineret și de astăzi înainte nu mai e Stănuș, cum știam, cel care era cel mai bun băiat cu tineretul. De astăzi Ionuț este președintele organizației de tineri și va fi viitorul subprefect al județului Călăraș. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Pe această cale vreau să vă mulțumesc pentru toată încrederea pe care mi-o acordați, nu numai mie, ci și întregii organizații județene de tineret și întregii echipe pe care dumneavoastră o conduceți. Astăzi pentru mine este o zi destul de importantă, cred că cea mai importantă zi din viața mea și trăiesc emoțiile alături de dumneavoastră, de a doua mea familie, familia social-democrată. Să procedem la muncă anul 2024. Pentru noi ne-a adus foarte multe realizări și am început cu dreptul. Sper și îmi doresc ca și așa să-l terminăm. În toate cele patru rânduri de alegeri, să fim mai puternici, să muncim și să ieșim învingători. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Domnule subprefect Diaconu, aveți un nou coleg. Ce părere aveți? După cum vedeți, partidul nostru are grijă și de viitorul celor mai în vârstă. Pregătim tinerii care vor ține pe umeri patria și care ne vor ajuta când vor fi bătrâni. Ne pregătim de ce e mai bun. Ați văzut că partidul are grijă de pensionari, am dat pensii. Ăștia tinerii care îi punem acum și îi ținem trebuie să muncească ca să avem mai pensii. Și aș vrea și eu să închei cu îi mulțumim lui Eugen Ilie pentru activitatea pe care a depus în cadrul prefectului județului Călăraș, ca subprefect al județului Călăraș. O să vină la cabinet la președintele Consiliului Județean ca și consilier sau se va încadra în societatea EcoAqua. Depinde de dorința domniei sale. Am stat de vorbă cu el și am stabilit deja o altă foaie de parcurs pentru cariera lui politică și administrativă. Dar ce s-a întâmplat? Care au fost criteriile?